Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, cum să nu te iubesc? Paște oile mele. Petre, chiar mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, paște melușeii mei. Petre, tu chiar mă iubești pe mine? Și Petru s-a întristat cu amar. Și atunci când s-a smerit pe sine, până unde e locul smereniei, nu de asta gheboasă, cu haine negre, cu fuste lungi, cu figuri în cap. Atât a putut spune. Doamne, deci titulatura lui Dumnezeu, chiar se spune Hristoase, Tu știi toate. Tu știi și cât te iubesc. Deci vedeți ce interesant? O altă incertitudine e cea de față. Intrând Iisus în casa lor, în foișorul unde erau ascunși acolo, prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Ce făceau apostolii acolo spre seară? Cina de taină repetată de la Sion. Frângeau pâinea. Și când a zis, acesta luați și mâncați că-i trupul meu, Hristos a stat în chip văzut după înviere. Că El a spus, aceasta trebuie să o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Și de câte ori veți face aceasta și veți bea sângele meu și veți mânca carnea mea, veți fi vii. Și ei s-au spăimântat tot când au văzut. Sunt mai multe argumente. Inocențiu de Odessa le folosește pe cele mai frumoase, episcopul de Calavitria Miniat le folosește pe cele mai sensibile. Spune episcopul de Calavitria, a vrut să le mângâie tristețea morții lui și să vadă că el n-a murit. A vrut să le mângâie frica și teama care le-a cuprins sufletele și i-a zdruncinat, să-i restabilească sufletește, adică să-i bucure. Inocențiu de Odessa spune mult mai frumos. N-a venit să-i mustre pentru slăbiciunea lor, ci să-i facă să înțeleagă că Dumnezeu este tot în toate și poate câte le vrea. Și cuvintele Lui sunt cuvinte de foc, care cerul și pământul poate trece, dar cuvintele Lui nu vor trece. Când ei mergeau pe cale de sub Tabor, de la Nain spre Galileea, înainte de a-L învia pe Lazar, Iisus a spus, Fiul omului va fi dat la munci, cruță-te pe tine, Doamne. Înapoi a mea Satan a spus Dumnezeu, nu lui Petru, ci diavolului care i-a insuflat prostia asta în minte. Altul a spus, Doamne, știi că iudeii caută să te omoare și tu te duci în gura lor? Fiul omului trebuie să pătimească ca să intre în slavă și iarăși veștește muncile. Și atunci singurul care a avut curaj cu adevărat, cine a fost? Toma. Să mergem să murim și noi cu El. Și într-adevăr, după cuvântul lui Toma, care nu și-a dat seama ce prorocie face, toți apostolii care au mers în Ierusalim, cei 12, afară din Iuda spânzuratul, au tras la sorți țări străine, s-au dus să încreștineze și s-au întors în rai mucenici. Le-a spus Mântuitorul sub Tabor, paharul care îl beau eu îl puteți bea, dar botezul care mă botez eu vă veți boteza, dar paharul care îl beau eu nu știu dacă îl veți putea bea. Ei l-au putut bea pentru că toți au trecut prin moarte și prin mucenicie. Ce făcea Toma în clipa aceea? Nu era de față. Fie după alimente, fie după informații prin oraș, fie să vadă ce mai vorbește lumea, fie să vadă care e atmosfera romană după răstignire. Ăștia atât de mult s-au spăimântat și atât de mult s-au speriat, încât Mântuitorul a trebuit să le spargă această graniță a nebuniei minții și a zis, băi, nu sunt Duh! Deci le-a citit gândurile, dacă e o nălucire. Ea în cărțile de specialitate se numește viziune colectivă.
Noi, în vorba populară, spunem altfel, dacă spune unul că ești beat și nu crezi, și spune și al doilea că ești beat, dar dacă îți spune și al treilea, atunci te culc. Ei, așa era în această viziune. Dacă Hristos le-a spus, nu sunt Duh, priviți-mă! Trupul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Dar ce n-avea trupul în ambele cazuri? Și când mironosițele îi sărută picioarele și le îmbrățișează, când mergeau de zi dimineața la mormânt, n-avea răni, n-avea cuie. Deci era un trup desăvârșit, pneumatizat, spunem noi în termeni ăștia tehnici grecești, plin de lumină, plin de slavă, plin de putere și plin de dumnezeire. Îndumnezeit. Deasupra puterii Sfinților moaște. Moaștele vor avea adevărata putere desăvârșită când Sfinții vor intra în trupurile lor și ele vor străluci ca soarele. Acum trupurile lor doar sunt purtătoare de har, de mireasmă, de harisme și de duh. De aia le vedem uscate, unele curge gemir, altele curge parfum frumos și așa mai departe, altele sunt vindecătoare, altele întregi, altele cu carne, altele fără carne. Și atunci ei, ca să se convingă, i-au dat să mănânce pește fript și fagure de miere. Ce înseamnă peștele fript? Viitorul de 300 de ani al Bisericii prin mucenicie. De la Nero, la Dioclețian, până la edictul de la Milan, 318, când Constantin declară religia oficială de stat creștinism. Face ca capitala de la Constantinopol, numită Bizantia, a Istanbulului de astăzi, și se mută din Roma, din viclinia romană, pentru a nu fi ucis. În urma complotului pe care le citim în istoria universală, că și-a ucis fiica, nevasta și un fiu sau o cumnată, care puneau la cale o răsturnare a împăratului Constantin, pentru că nu erau de acord cu întrecerea la creștinism, a creștinismului ca religie stat fiind biserică, sub catacombe. Citiți Fabiola, citiți Vovadis, citiți multe alte cărți frumoase despre această taină. Deci Italia, ca țară, este inima Ortodoxiei, pentru că acolo, la Roma, au fost peste 10 milioane de martiri în acel coliseum, care astăzi este doar o simplă piesă rece de vizitat. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că această subdemnitate a Mântuitorului de a mânca ca Dumnezeu pește și miere face ca ceea ce atingea Dumnezeu să se prefacă în nimic, pentru că dumnezeirea nu mănâncă. Ioan Gură de Aur. Dar, în schimb, mierea reprezenta, de fapt, ce? Cuvintele pe care le spune psalmistul David, cuvintele Domnului mai dulci decât mierea și fagul. Și până astăzi, cuvintele Evangheliei sunt mai dulci ca mierea și fagurul, și viu va fi sufletul meu și poruncele tale vor ajuta mie. Legea ta, cugetarea mea este, luminează calea mea înaintea ta. Și mai este un stih, cel care îmi place mie mult, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește, deși port rănile păcatelor. Se termină povestea, Iisus se face nevăzut, că e dreptul lui, și apostolii stau cu minți și blânzi ca niște copii și apare Toma. Vorbind într-un termen mai firesc, ca să înțelegeți, ce-i mă cu fețele astea la voi? Ce-i cu spășirea asta? Ce-i cu atitudinea asta? Ce-i cu pleoșteala asta? Am văzut pe Domnul. Ei, da. Păi când să-L vezi pe Domnul și să fii terminat psihologic? Cum să-L vezi pe Domnul și să fii întristat? Și în clipa aceea, repet, în clipa aceea,
Toma spune marele cuvânt pe care l-a și spus și a rămas în istoria Evangheliei, așa cum îl auzim și azi. De nu voi pune degetul meu în coasta lui și de nu voi pune degetul meu în rane, nu voi crede. Și spune mai departe că lucrurile au rămas baltă. Apostolii nu s-au convins, Toma nu s-a convins și au mai trecut încă 8 zile, adică azi. Acum suntem la o nouă etapă, cea de-a 8-a zi, în care spune iarăși. Și iarăși s-a arătat ucenicilor și le-a zis, pace vouă. Și spune acolo, s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Mântuitorul iarăși le-a spus, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt. Vedeți prima misiune, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi. Cărora le veți ținea, ținute vor fi. Asta e la prima întrevedere. Deci le-a și dat o misiune serioasă, trece asta în creștinarea și la așezarea lumii în direcția care trebuie, nu unde vreți voi. Ucenicii s-au bucurat, dar știți cum s-au bucurat? Ca un elev de la care a picat examenul și mai rămâne ideea că există restanța. Restanța e grea, pentru că restanța se dă cu Domnul, nu se dă cu voia noastră. Domnul stabilește dacă am trecut restanța.